Cum v-ați apucat de ciclism după o carieră strălucită în patinaj viteză? După accidentul pe care am suferit, a fost imposibil să continui cu patinajul viteză, deoarece patinajul viteză este un sport foarte tehnic și totul se rezumă la două picioare, la două patine care au lama de 3 mm și a fost foarte dificil să continui cu acel sport. În ciclismul a fost foarte apropiat la momentul respectiv de patinaj viteză, foloseam ca sport complementar și a trebuit să aleg cea mai bună oportunitate efectiv după patinaj viteză, măcar să profit și eu ceva din ce a rămas din situația din acea clipă. Cam asta. Cum v-ați pregătit pentru Jocurile Paralimpice de la Londra 2012? Când ați început pregătirile? În pregătire am început chiar după participarea mea la Jocurile Paralimpice de la Beijing, în mai multe etape, cu un specialist din Italia, după aceea nu prea mi-a plăcut programul și în 2010 m-am decis că trebuie să schimb ceva, să mai am încă 2 ani și trebuie să lucrez profesionist și eu cred că în ultimii 2 ani am crescut foarte mult, am devenit un ciclist stabil care am adus rezultate stabile, n-aveam fluctuații și acest lucru a contat foarte mult, deoarece la paralimpiadă sau la olimpiadă trebuie să dai performanța maximă în acea zi. N-ai altă șansă, deci se organizează din 4 în 4 ani și o șansă ai numai să fii în top în ziua aceea. De aceasta este o foarte mare presiune pe tine, mai ales că am fost și deținătorul titlului mondial la 4 km urmărire pe care l-am câștigat la Los Angeles și pe mine a fost un stres foarte mare și până la urmă am reușit să mă concentrez, să pun gândurile negative la o parte. Cum durează o lună de pregătiri? Care e programul? Da, deci cu antrenorul meu, el are o filozofie foarte sănătoasă și adică fără muncă nu poți să faci rezultat. Lucrăm foarte mult, însă lucrăm cu cap și lucrăm pentru a fi antrenat, nu pentru a fi obosit. Efectiv, el cunoaște foarte mult despre ciclism, foarte mult, a fost 3 ani la rând, adică 3 olimpiade la rând, antrenorul naționalei Italiei de pistă și este persoana potrivită pentru mine. Anul acesta am făcut în jur de 25.000 de kilometri din ianuarie, vreo 5.000 de kilometri am făcut pe pistă, pe velodrom și foarte multă muncă, deci foarte multă muncă specifică de care înainte nu lucram atât de mult specific, făceam mai multe antrenamente pe șosea, mai mult rulaj, antrenamente generale, însă când am început să lucrez cu el, efectiv eram puțin terminat psihic, am crezut că după un timp o să fiu obosit, însă programul de antrenament este atât de bine pus la punct și organizat încât niciodată în acești ani n-am simțit nevoia să mă opresc sau chiar dacă era un volum foarte mare sau intensitate foarte mare, am reușit să mă mențin foarte bine. Care a fost sprijinul pe care l-ați primit în România, atât din partea autorităților, cât și de la alte instituții private? Aici vă gândiți la după? Înainte de Paralimpiadă. Este o întrebare foarte bună. Am știut faptul că în sistemul sportului românesc și mai ales în ciclism nu sunt bani și repede am putut să fac calculul între ceea ce îmi trebuie și ceea ce îmi poate să ofere o federație și m-am rezumat la faptul ca să fiu în relații bune cu aceste instituții. Am cerut chiar foarte minimum
de care pot să, trebuie să beneficiez. Mi se plăteau concursuri la campionate mondiale fiecare an, deci eu cred că a fost o investiție foarte mare, deoarece încă n-am vorbit de biciclete, n-am vorbit de concursuri, n-am vorbit de foarte multe lucruri, de echipament. Și asta am știut deja din patinaj viteză, am avut o experiență foarte bună acolo și am zis că nu mai am timp ca să aștept după cineva, eu a trebuit să acționez, eu a trebuit să mă duc după firme, după să mă organizez, echipa, tot, ca să am tot ce îmi trebuie la Londra. Care e situația actuală a sportului paralimpic în România și care ar fi o direcție bună de urmat? În primul rând, cred că ceea ce facem acum, promovarea, sau este cumva o promovare a sportului paralimpic, a ciclismului în România, ceea ce facem acum. Asta ar fi cel mai important, ca să aducem informația pentru în casele oamenilor care efectiv sunt în situația mea. Și următorul lucru ar fi ca ei să fie ajutați, adică ei să poată să se deplaseze la antrenament, să fie un club unde se ocupă cineva de ei, și acest lucru ar fi ceva de bază, să nu mai vorbim de ca să particip la concursuri internaționale, ca să adun puncte pentru calificare, și este vorba de bani, dar este vorba și de organizare la fiecare nivel, de și la nivelul sportului, dar și la nivel social, adică să poate omul de acasă să meargă la antrenament, să se pună în cărucior, să meargă jos cu liftul, să iasă, să se deplaseze cu autobuzul. Eu cred că aici, pe partea aceasta, sunt foarte multe deficiențe, adică cam asta ar fi în general.